De ce nu e loc? De ce te interesează dacă iau loc sau nu? Dar așa, ai muncit din greu în ultima vreme. Da, aproape ai terminat tot Battle Pass-ul de pe Fortnite. Măcar depunea umărul la treabă. Să te joci este chiar greu. O fi greu, dar nu te ajută cu nimic. De ce e loc? Și de ce mă bați atâta la cap să iau loc? Fără vreun motiv. Ah, bine. Măgarule! Ce s-a întâmplat? Mi-a udat scaunul și acum sunt tot și pe fund. Iulian a făcut pe el, Iulian a făcut pe el. Taci din gură. Așa e, tinere, chiar ai făcut pe tine la 20 ceva de ani? Ce? Nu ai văzut că m-am așezat pe scaunul ud? Nu am făcut pe mine. Este regulă și obișnuiam să fac des pe mine. Dar tu încă mai faci pe tine. A fost genială farsa. Dar de ce ai făcut o farsă? Ce? Tu nu știi? Ce să știu? O, nu. Nu-mi spune că e iar... 1 aprilie! Pe mormântul tău va scrie mitică decedat 1 aprilie 2023 dacă continui așa și la anul. Nu mai te plânge ca o fetiță și așează-te odată. Nu mă așez pe așa ceva, nu vezi că e ud? Ba știu că e ud, eu l-am udat. A fost retoric, dar în fine, stai jos, deja ești ud. Ce rost mai are? Ai și tu dreptate. Aia, ce rece. De ce trebuie să fie fixat 1 aprilie? Nu putea să fie mâine. Îmi pare rău, dar farsele nu pot să aștepte. Mitică, nu pleci nicăieri. Dacă mergi și mai faci o farsă cuiva, ai dat de belea, domnișorule. Domnișorule, eu cum văd cam pretențios pentru Mitică. Ce zici de animalule? Am impresia că ai uitat cine deține puterea de 1 aprilie. Ce vrei să zici? Păi, știi tu, anul trecut... Of, unde-mi sunt păpușile? Unde naiba l-a fi pus fraierul ăla? Unde ar putea să le pun dacă nu sunt nicăieri? Doar nu le-a fi pus. A fost așa de haios. De ce? Ce s-a întâmplat anul trecut? Păi am dat păpușile mele lui Mitica ca să se joace cu ele. Ha, nu știam că tu împrumuți lucruri de bunăvoie. A, păi nu o fac, dar m-a obligat mama. Nu știam că va face așa ceva cu ele. Iar eu când m-am dus să le caut, le-am găsit în toaletă. Da, dar a fost amuzant. Nu, nu a fost. Am stat ore întregi să scot mirosul de pe ele. Spune mersi că n-a apucat bunicul să meargă la WC-ul înaintea ta. Iac! M-a stricat cineva? Nu, poți dormi la loc. Ah, bine. Sunt mândru de Mitică. De ce? Poate că el nu se pricepe la școală, dar mintea îl duce la prostii. Numai cu tine seamănă. Așa e, și eu făceam niște farse nemaipomenite la vârsta lui. Îmi e milă de părinții tăi. Încă mai face farse idiote. Da? Când am făcut ultima oară? Văd că trebuie să-ți amintesc. Ah, de-abia aștept să văd cum i-a ieșit părul. Da, sunt chiar curios. Pe cutia de vopsea scria că o să mă scape 100% de firele albe pe care mi le-a făcut Mitică în tot timpul ăsta. Să vedem rezultatele. Deci, cum îmi stă? Ești la fel de frumoasă precum un curcubeu. Ah, ce drăguț din partea ta. Eu zic să te uiți în oglindă. Ce? Ce mi s-a întâmplat? Farsa de 1 aprilie. Tu mi-ai schimbat vopseaua? Să vezi ce-ți fac. A fost groaznic. A trebuit să mă revopsesc de 10 ori ca să am culoarea înapoi. 5? Nu știu să număr până la 5. Trebuie să recunosc, arătai prea fain cu părul ăla roz. Glumești? Arătam groaznic. Nu-i adevărat, mami? Erai frumoasă ca o floricică. Oh, mersi, scumpa mea. Floricele pe câmpii, să le adunăm copii. A meritat. Serios? Păi, a durut puțin că m-ai lovit cu mătura după ceafă, dar a meritat. Mai vrei încă una? Nu, mulțumesc. Nu vreau să mai mănânc bătaie cu gura plină. Lasă-l pe săracul tata. La ce farsă i-am făcut eu anul trecut? Ce farsă? Ce grea de stat degeaba. Trebuie să mă odihnesc puțin. Da. Meciul e pe care să înceapă. Dar nu înainte să-mi iau gustările. Se știe că corpul are nevoie de energie ca să nu adormă în timpul meciului. Ce zi minunat! Nu-s copiii acasă, nu-s nici socrii, nu-s nici soția mea cicălitoare. Pot să stau și-o liniștit, să mă uit la un meci frumos, să mănânc un popcorn bine meritat. Ce zi superbă! Bun, hai că începe meciul. Hei! Prinde-te! De ce nu mergi, mă? Hei, revinu-ți! N-ai baterii? Ce nu ai? Le ai! Hei!
Haide, aprinde-te! Doamne! Fiți gândirea o zi perfectă, fără copii, fără soție, fără socri. Și nu mergi tu, nu mergi. Era o zi magică. De ce ții, tată? S-a întâmplat ceva? Mitică, îngerașule, te rog, ajută-mă și pe mine. Nu merge televizorul. Ah, te-ai gândit să-l bagi în priză? Nu. Nu știam că tu l-ai scos din priză. Dar cine altcineva? Nu am crezut că o să reacționez în halul ăla. Nu a fost cine știe ce farsă genială, dar măcar a fost amuzant. Da, chiar merită asta. Oricum nu face nimic toată ziua. Așa e. Dragule, nu prea ești în măsură să vorbești. Mitică, nici nu trebuia să-i mai spui să-l bagi în priză. Ar fi fost mult mai amuzant fără televizor. Pe mine nu mă deranjează așa de mult cât timp nu face zgomot. Gol! Îmi retrag cuvintele. Pus-i scos din nou televizorul de în priză? Promit că nu mai zic nimic de data asta. Nu se poate o zi liniștită, nu-i așa? Dar ce-i urechile așa sensibile? Zici că-s din porțelan? Nu mai vorbi, te rog. Vocea ta mă irită, îmi face urechile să crape. La 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 la. Pe bune acum, ai vreo problemă cu auzul? Nu chiar, dar urăsc zgomotele astea cum ar fi huiduitul sau sfărăitul sau cântatul. Exact astea. Aici ai dreptate, chiar e enervant. Și tu ești enervant. Ce noroc că am o soluție pentru asta. La 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 la. Ce păpușă drăguțică am eu. La 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 la. Bunicule, trezirea. Nu mai face zgomot. De ce trebuia să mă lase singură cu el? Da, ca să-l schimb în caz că face pe el. Ce să-i fac eu să se oprească? Am o idee. Asta ar trebui să-l facă să se oprească. Ce? Cine m-a sabotat? Avem un spion printre noi. Sincer, ai făcut foarte bine. Bravo ție! Mulțumesc! Auzi, dar crezi că ne-ai putea ajuta și acum? Cu cea mai mare plăcere. Gata. Pentru prima dată în viață, sunt recunoscător. Ne-ai ajutat chiar mult. Uite că și farsele sunt bune până la urmă. Ce? Cine este sabotorul și data asta? Și tot frate la mine? Nu e niciun sabotor, bunicule. Ea a fost. Tu nu puteai să-ți sigura, nu? Așa e. Tu ai vrut să mă asasinezi propria mea nepoată? Nu e vina mea că sun ca un tractor când dor. Sunt mândru de tine. Te-am învățat cum să-ți faci treaba de asasin foarte bine. Wow, asta e neașteptat. Bine e făcut oricum. Cineva trebuia să-i închidă gura. Am impresia că ai uitat cine e lupul mare și rău în casa asta. Mai bine zis, lupul mare și mirositor. Las că știe ea mai bine. Dă-i pe față, dă-i pe dos, dă-i pe față, dă-i pe dos, dă-i pe față, dă-i pe dos, dă-i pe față, dă-i pe dos. Ajutor! Chiamă salvare! Rezistă, omule, rezistă! Imediat! Alo? 112? Veniți repede! Cred că un moș e pe cale să moară! Spune-le să se grăbească! Ajungeți în 10 minute! Perfect, vă rog, grăbiți-vă, vă rog! E prea târziu! Mi-a sunat ceasul! Nu spune asta! Rezistă! Ajutorul este pe drum! Dă-i pe față, dă-i pe dos, dă-i pe față, dă-i pe dos, dă-i pe față, dă-i pe dos! E atât de otrame! Nu! Farsă de 1 aprilie! Ce faci, omule? Am crezut că ești mort! Ai mușcat momela! Și ce m-ai speriat atunci? Am crezut că te duci pe lumea cealaltă! Deci ții la mine până la urmă! Nu e adevărat? Wow! Sunteți așa de drăguți! De când nu v-ați mai înțeles voi așa de bine? De când ai apărut tu! Asta a fost dur! Nu-ți face griji, mami! Eu te iubesc! Lingușitoare! Nu e adevărat! Sunt o fiică bună! Eu încerc să o fac pe mami să se simtă bine! Așa drăguț din partea ta! Iulian, ia notițe de la sora ta mai mică! Lasă-l, mami! Nici dacă ar vrea, n-ar putea să înveselească o persoană! Emoțional, nu! Dar cu fața aia de clov, da! Și tu ai uitat cine-i lupul mare și rău în casa asta? Bunicul? Nu! Eu! De ce ți se spune așa? Pentru că are purici. Tu să taci din gură. Mi se spune așa pentru că anul trecut eu i-am făcut o farsă lui Mitică. Tocmai ce am fost răzgăiate, alea pușile în toaletă. Dar abia așa se face față să facă. Ce avem noi aici? Bobou e real! Un copil năzdrăvan? Miami, ce gustoși sunt ăștia care nu sunt cuminți! Nu, te rog, nu mă mânca! Acesta mai e și grăsuț, o să stea super bine în supa mea! Mami!
Mama ta nu te poate salva de data asta. Te implor, nu m-am mâncat. O, o să fiu băiat cu minte. Promit că nu mai fac nicio farță. Asta vreau să aud. Ce față de plec ai avut. Nu mai râde, nu e amuzant. Fricosule. Acum cred că trebuie să folosesc paia. Ieși. Deci, tu vrei să-mi spui că ai folosit WC-ul cu păpușile mele înăuntru? Da. Ești ca și mort. A fost prea tare farsa. Ah, deci de asta a udat Mitică de vreo 4 ori pat în seara aia. A fost chiar amuzant, ci mi-aș fi dorit să fi fost și eu acolo. La ce urât ești, îl sperii pe Mitică mai rău decât Iulian. Așa meriți, Mitică. A fost chiar tare când a zis că nu mai poate să facă farse. Deși nu s-a ținut de cuvânt. Haha, încă ești tot pe fund. Nu, nu te rog, nu mă mânca. Tot o fetiță ai rămas. Ba, trebuie să recunoaștem totuși. Nimeni nu se pricepe la farse mai bine decât mine. Că a venit vorba de asta. Fata mea! Ce e, ce e? Nu o să-ți vină să crezi. Ce, e de rău? Am câștigat ceva ce să ne schimbe viețile. Aoleu, spune mai repede, spune că mor de nerăbdare. Am primit o surpriză. O mașină? Mai bine. O casă? Mai mult. Bani? Mai mult de atât. Spune atunci. Am primit un aparat de la teleshopping de slăbit. Poftim. Repetă, nu cred că am auzit bine. Un aparat de slăbit. Deci nu am primit bani? Nu, draga mea. Oh, tot în casa asta mizerabilă o să trăiesc. Nici măcar a fost o farsă prea bună. Doar i-a dat speranțe degeaba. Atât. Mie mi s-a părut bună. Spui asta doar pentru că m-a enervat pe mine. De fapt, dacă stau acum să mă gândesc, mie de ce mi s-au făcut două farse? Poate pentru că ești enervantă. Dar și ție ți s-au făcut două farse. Da, asta când mi s-au dat scaunul și mai care. Ai uitat deja? Iulian, dăm puțin telefonul. Sigur, pentru ca ce? Ca să caut o rețetă repede. Ce face butonul ăsta? Ce buton? Scrie pe el resetare din fabrică. Nu a apăsat pe el! Prea târziu. Nu! Aia chiar n-a fost o farsă bună. Ba, a fost. Cine te-a învățat pe tine să resetezi telefoane din fabrică? Sora ta. Tu! Ce? Trebuia să o facă cineva. Am pierdut atâtea poze din telefonul ăla. Oricum, nimeni nu vrea să-ți vadă mutra din selfie-urile tale stupide. Până la urmă, putem spune că a fost reușită ziua de azi. Nu chiar, Mitică nu a apucat să facă decât o singură farsă. Că veni vorba de asta, am făcut două de fapt. Care e a doua? Am pus casa la vânzare. Ah, și cred că ăsta e primul nostru cumpărător.